Salutare, oameni dragi! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom vorbi despre suferința psihică și fizică, așa cum sunt ele descrise în cărțile Inimi cicatrizate de Max Blecher și Greața de Jean-Paul Sartre. Prima dintre ele, Inimi cicatrizate, aparține scriitorului evreu-român Max sau Marcel Blecher și descrie suferințele fizice, dar și psihice, ale unui bolnav de tuberculoză osoasă. Povestea are la bază experiența autorului care trece prin această boală dificilă și moare la 28 de ani. Personajul său, Emmanuel, ca și Blecher, trece prin mai multe sanatorii, unde treptat se obișnuiește cu această lume nouă a bolnavilor, sau cel puțin încearcă. Pentru că asta este prima întrebare care intervine atunci când citim. Cum ne putem obișnui cu un asemenea eveniment, cu o boală letală, cum era pe acele vremuri tuberculoza? Ei bine, în acest sanatoriu unde bolnavii sunt băgați în corsete de gips și stau permanent întinși pe tărgi pentru ca oasele lor să fie imobile, cu fiecare zi devin tot mai măcinați pe interior. Și voi cita din autor acum. Contrastul acesta între a duce o viață aproape normală, a citi ziarul, a lua masa într-un restaurant împreună cu alții, a fi îmbrăcat, contrastul acesta între a fi un om ca toți oamenii și totuși a zăcea împrizonierat în ghips cu oasele cariate de tuberculoză, iată ce era dureros și trist în această boală. Paradoxul consta în a exista și totuși a nu fi cu desăvârșire viu. Există mai multe personaje în sanatoriu despre care se povestește, iar unii devin consumați de amintirile zilelor în care erau fericiți, în vreme ce alții sunt consumați de pasiunile amoroase pe care le dezvoltă, dar nu le pot împlini cu totul. Și acest ultim aspect al iubirii și sexualității este cel care m-a dat peste cap în timp ce citeam această carte. Este ideea că indiferent ce handicap ai sau cât ai suferi, ai aceleași nevoi ca și ceilalți, astfel încât Emmanuel, personajul central, încearcă și reușește să aibă relații sexuale cu Solange, chiar dacă spațiul din corsetul său era foarte mic, abia putea să fie spălat de către asistent în fiecare zi, spunea că se adunau cheaguri de mizerie, că se simțea scârbit de el însuși, că în comparație cu ea era un om mizerabil și treptat intervine această ură față de el însuși, pe care nu o poate manifesta făcându-și mai mult rău, așa că în final se întoarce împotriva ei. Emmanuel ajunge să o respingă pe Solange, încearcă să scape de ea, reușește să plece cu o căruță și să se izoleze în casa unei femei și este surprinzător legat de aceste lucruri faptul că noi, de fapt, nu prea ne imaginăm că oamenii care suferă de boli din acestea tragice mai au alte gânduri în afară de propria boală, adică îi vedem ca și cum ar fi mai puțin decât umani, mai lipsiți de celelalte dorințe pe care oamenii le au în viața lor de zi cu zi. Nu ne mai așteptăm să-și mai dorească și altceva. La fel cum în copilărie nu ne mai gândim că părinții noștri de la o vârstă mai au vreo viață sexuală, ca și cum la 40 de ani sau dacă ești bolnav, toată viața ta se schimbă peste noapte și este absolut normal. La fel ne putem imagina că nu trebuia să o părăsească pe această Solange, că până la urmă era un om singur și bolnav și avea nevoie de ajutor. Dar cine l-o obliga doar din cauza unei infirmități să facă ceva ce ar fi crezut lumea că trebuia să facă sau să accepte un compromis când el efectiv nu se mai simțea bine, nu se simțea bine din interior, de aceea nu mai putea suporta nimic în jurul lui. Aceasta este cumva drama din spatele bolilor fizice, că ele mănâncă încet și din sănătatea psihică, mănâncă din încredere și inimile oamenilor devin cicatrizate. El au suferit de o rană, aceasta a fost închisă, dar locul rămâne insensibil și este o reacție în lanț. Dacă trupul mai este liber, nici sufletul nu mai are aceeași plăcere să fie atent la ceilalți, să se bucure de bucuriile lor, să observe ajutorul lor. Iar fenomenul, cum vom vedea, se poate întâmpla și invers. Atunci când mintea nu mai vede sens în nimic, când mintea devine o mare cicatrice, trupul nu mai dorește să se miște. Asta se întâmplă în Greața. Romanul începe cu un personaj care are relații mecanice cu ceilalți, este detașat de oameni, de lucruri, are senzația că nimic nu are niciun sens, iar la un moment dat spune în mod tragic, am contractat Greața. Această Greață
este o dezamăgire față de faptul că lucrurile și oamenii pur și simplu există. Iar aici trebuie făcută o diferență între a exista și a fi. Oamenii există pur și simplu în sensul în care viața lor se petrece ca în vis. Se nasc, se căsătoresc, fac copii și mor, aceasta este senzația personajului, că ei nu sunt cu adevărat prezenți în lume, ci sunt ghidați ca de o forță, nefiind deloc conștienți de acțiunile lor. Dar de ce devine acest personaj atât de lucid, atât de autoanalitic și atât de axat pe a-i judeca pe ceilalți? La un moment dat, stând la masă și privindu-i, el chiar nu înțelege cum de se pot bucura atât de mult de a fi împreună și de a fi de acord în privința acelora și idei. Ei bine, această dezamăgire, această opinia sa asupra lumii, este un rezultat al depresiei pe care ajunge să o simtă pe fondul singurătății sale. Pentru că trăiește singur, el nu face altceva decât să se gândească la fiecare lucru, la fiecare acțiune a sa, simte că este angajat în fiecare gest, în fiecare cuvânt pe care îl spune, că trebuie să cântărească efectele fiecărui lucru și face la un moment dat o observație asupra acestei singurătăți și asupra faptului că prin ea el nu poate să-și confirme părerile cu ceilalți, nu poate decât să vadă propriile sale gânduri ca fiind adevărul suprem. Iar ceea ce spune sună așa. Mătușa mea îmi spunea pe vremea când eram mic, dacă te privești prea mult în oglindă, o să vezi o maimuță. Trebuie să mă fi privit mult prea mult în oglindă, ceea ce văd e mult sub nivelul unei maimuțe, e la limita lumii vegetale, e la nivelul polipilor. Îndeoseb ochii, văzuți de aproape, sunt îngrozitori. Sunt ceva sticlos, moale, mărginiți cu roșu, s-ar zice niște solți de pește. Poate că ne e imposibil să ne înțelegem propriul chip. Sau poate pentru că sunt un bărbat singur. Oamenii care trăiesc în societate au învățat să se vadă în oglindă așa cum apar prietenilor lor. Eu nu am prieteni. Din cauza asta să fie pielea mea așa de goală. În acest punct știm că personajul trăiește singur, iar autorul ne descrie viața lui de zi cu zi, din care reies mai multe efecte ale acestei singurătăți acute. Spre exemplu, spune el, pentru că această carte are forma unui jurnal terapeutic, amintirile sale sunt amestecate încât nu mai face diferența între ceea ce este realitate și ceea ce este ficțiune. Atât de mult și-a analizat propria viață, atât de mult s-a privit în oglindă până când a văzut o maimuță, încât nu mai știe ce sentiment a fost real sau nu. Aceasta se întâmplă deseori în cazul oamenilor care suferă de depresie. Neavând cu cine să-și verifice îndoielile din trecut, ajung să aibă dubii dacă ceea ce au simțit a fost real sau nu, a fost iubire sau nu, a fost tristețe sau nu, confundă sentimentele. Pot să povestească lucruri care nu au fost neapărat reale doar pentru că și-ar fi dorit ca în acel moment să se fi întâmplat ceva. Un eveniment, asta își spune personajul că și-ar dori să se întâmple un eveniment, că ține mult la ideea de aventură, dar nu știe dacă a avut cu adevărat aventuri sau dacă doar vrea să creadă. De altfel, din singurătate și plictiseală, se gândește obsesiv la viitorul lui, îl prevede, încearcă să vadă ce se va întâmpla astfel încât să nu greșească, să nu-i scape nimic și în final nu mai face diferența nici între prezent și viitor, în sensul în care circulă dintr-una într-alta, fie în ce s-ar putea întâmpla, fie în ceea ce s-a întâmplat și nu este în prezent, nu observă ceea ce se întâmplă în jurul lui. Astfel, de exemplu, când trece pe lângă o femeie care pare că are nevoie de ajutor, el spune că îi va da doar de înțeles că este acolo, va trece prin fața ei, va arunca o privire și poate că ea îi va spune ceva, îi va cere ajutorul, dar nu se implică direct, nu se duce să facă un gest către ceilalți, nu are curajul, pur și simplu așteaptă să apară evenimentul, să apară scăparea. Vă puteți întreba în acest caz de ce trăiește acest personaj? Singurul său scop, așa cum o declară, este scrierea unei biografii a unui anume Rolebon, un personaj istoric, parămise, care era fascinat prin șarmul lui și atunci când comitea o nedreptate avea cumva o formă de a vorbi, de a acționa încât putea fi iertat. Este fascinat de acest personaj, dar după 7 ani în care a analizat și câte o lună, două
un singur act de-al acestui personaj, fiind obsedat să scrie adevărul și numai adevărul, așa cum și în jurnal este obsedat să spună adevărul și să nu cumva să se ducă înspre literatură, să spună ceva poetic, să exagereze, obsedat cu viața acestui personaj, ajunge să-l urască și pe acesta. Este cumva punctul de cotitură în viața lui, când își dă seama că nici măcar această biografie nu-i mai aduce plăcere. Totuși, scriind, el merge foarte des la bibliotecă, unde îl întâlnește pe un personaj numit Autodidactul, față de care manifestă aceeași creață pe care o are și față de ceilalți. Îl respinge cu totul, chiar dacă acest personaj îi seamănă foarte tare, îi spune chiar în mod deschis că și el își dorește să-i se întâmple ceva, chiar și să fie arestat de poliție, să urce într-un tren greșit. Îl respinge pentru că, cred eu, vede în el adevărul despre sine, vede oglinda sa, vede un om la fel de pierdut. Totuși, acest autodidact încearcă să se apropie de personajul nostru, îl invită la cafea și spune teoria lui despre faptul că ar trebui să iubim oamenii, indiferent cum sunt ei. Această iubire ne va face să ne simțim mai bine. Această iubire pe care acest autodidact a dezvoltat-o față de oameni în perioada în care a fost închis în timpul războiului, în care a empatizat cu celelalte victime, această iubire universală poate fi un scop în sine, însă personajul nostru ce face, începe să explice că autodidactului că iubește doar ideea de iubire, că nu este o iubire adevărată, că nu poți iubi chelnerița grasă de la teșghea, că nu poți iubi un loc cu bere caldă pe fundul paharului și pete pe pereți. Asta face, îi distruge această iluzie, care într-adevăr poate că este o iluzie și poate că nu putem să iubim întotdeauna pe toți oamenii, dar este o iluzie de care avem nevoie, sunt multe iluzii pe lumea asta de care avem nevoie cât timp suntem conștienți, cred eu că sunt în parte niște iluzii. Avem nevoie să credem că lumea poate fi bună pentru a găsi în noi voința de a o face mai bună. Dar cum putem crede asta? Cum putem crede că lumea poate fi bună? Cum ne putem schimba percepția asupra lumii? Răspunsul este prin artă. Prin ceea ce citim, prin ceea ce vizionăm sau ascultăm, de fapt preluăm percepția unui om asupra lumii. Preluăm povestea unui om care poate a reușit să treacă peste o stare, să treacă peste o greutate a vieții sau dacă nu a reușit, preluăm idei despre ceea ce ar trebui sau nu să facem. Ne înțelegem prin alții mai bine pe noi. Așa că poate ați intuit deja, autorul găsește o portiță de salvare printr-un moment de revelație pe care l-are ascultând piesa compusă de un negru. Miss me, honey. Some of these days you're gonna be so lonely. Și ascultând-o, se gândește că poate undeva acel negru ar fi fericit să se gândească că există un om care îl ascultă și se gândește la el. Sau spune că poate nu, poate nu-i pasă, dar într-un fel zice eu aș vrea să mă gândesc că cuiva-i pasă de mine, că cineva se gândește la mine. Și dacă la început scrie acest jurnal doar cu scopul de a se înțelege și spune că și-ar dori ca propria viață să fie un roman, adică să aibă o ordine, să intuiască ce se va întâmpla, pus în fața absurdului vieții care nu prea ne dă atât de multe indicii sau poate ne dă, dar nu le observăm, își dă seama că poate singura lui salvare e să creeze el însuși un sens, să creeze el însuși ceva cu o ordine. Ceva care să fie mai presus de viață, care să reziste în timp. Spune că vrea să scrie despre o aventură care să fie frumoasă și puternică ca oțelul și care să facă oamenii să se rușineze de propria existență. Din nou, cred că se referă la ideea că arta ar trebui să-i facă pe oameni să-și dorească să trăiască cu adevărat, să fie prezenți în lume, să observe. Să-și dorească să se supună pe ei înșiși la anumite experiențe. Și mai pot da un exemplu, la un moment dat el vorbește despre pictură cu autodidactul și amândoi sunt de acord că au multe cunoștințe despre pictură, știu ce este o tușă, ce înseamnă un unghi, ce efecte poate să aibă, dar cumva nu au plăcere estetică, nu le transmite, nu reușesc să se emoționeze cum au mai văzut tineri sau bătrâni fără probabil cunoștințe care au avut o tresărire și se gândesc că probabil se prefăceau. Dar
uite că poate acești oameni simpli care nu se încurcă cu tot felul de scheme, planuri legate de artă, empatizează cu ceva ce li s-a întâmplat. Se uită la o pictură cu un lan și se gândesc când în copilăria lor au stat într-un lan care arăta așa, le trezește o amintire, pe când aceste personaje fiind atât de îndepărtate de lume și îndepărtate de alți oameni, nu mai au prin ei înșiși voința de a face ceva, de a merge în lume, de a încerca orice, de a încerca o aventură, nu? Acum poate că v-a rămas o întrebare nelămurită, cum de a ajuns acest bărbat atât de singur. Cred eu că este din cauza unei relații pe care a avut-o cu o femeie care i-a dat tot felul de semnale mixte, ba îl chema să o vadă, ba nu mai era acolo. Și dacă citiți, vedeți că și această femeie a suferit o traumă din copilărie, nu era ea nebună și își bătea joc de el, ci avea anumite fixații legate de perfecțiunea vieții. Voia ca fiecare moment ce părea a avea posibilitatea de a fi perfect, voia să-l facă, devenea teatrală, spunea anumite cuvinte, iar când el nu reacționa la fel, când nu-și făcea jocul în această mică piesă a ei, când el nu făcea viața să devină o piesă de artă, ea se enerva și îl alunga, îi reproșa tot felul de lucruri și, iată, despărțindu-se de ea, întreptat viața lui devine un vid. Ea era cumva cea care aducea această flacără în viața lui și ea, din nou, din această obsesie de a da sens vieții, de a o face cum își dorea ea, fără să observe potențialul vieții în sine. Mai rămâne de zis că este o carte poetică, o bună analiză psihologică a depresiei și dacă v-a trezit curiozitatea și vreți să o adăugați pe lista de lectură alături de Inimi cicatrizate, vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Îți place să fii singur, dar parcă nu chiar atât de singur? Ia-ți o plantă! Nu vorbește, dar îți purifică aerul. Așa o să ai o viață mai lungă și mai sănătoasă, în care să-ți dai seama de ce ești atât de singur. Și nu uitați de subscribe. Vreau ca aceste clipuri să ajungă la cât mai multe persoane și să le ajute în caz că au nevoie. Mulțumesc mult! Ne vedem săptămâna viitoare!